Am revenit la săptămâna de business, ultima parte a emisiunii în această seară, o emisiune dedicată mierea. Aș fi vrut să spun o emisiune dulce, dar nu știu cât de dulce, pentru că au fost și niște lucruri care v-au nemulțumit pe dumneavoastră. Aș vrea să vă întreb, vis-a-vis de prețul acesta al mierii, dacă putem să avem un preț, să zicem, de referință sau un preț cât de cât real. Pentru că și aici, unii vând probabil cu un adaos comercial ceva mai mare. Răspundeți care doriți. Nu știu cum putem să avem un preț de referință al mierii. Prețul e forma de piață, până la urmă. Piața este cea care îl face și noi trebuie să ne luăm după piață. Atât că ținem la ceea ce producem și la produsele noastre și ne menținem prețul, încercăm unul adevărat, unul corect. Pentru că prețul ar trebui să includă munca apicultorului și... Până la urmă, suntem la săptămâna de business și până la urmă și ceea ce faceți dumneavoastră este o afacere, nu? Pentru că nu vreți să faceți lucruri doar de dragul de a le face sau, nu știu, să vă duceți la o mănăstire și să dăunați toată mierea acolo pentru enoriași, nu? Acum, nici apicultura nu e afacere, că tot la asta ne întoarcem. Nu e o afacere, dar spunea că se poate trăi din da, așa se ceva. Poate trăi, dar trebuie multă pasiune. Cine vine în apicultură să facă un business în apicultură, să stoarcă biata albina aia de miere și să facă bani. Care și așa nu trăiește prea mult albina. Să duce de râpă, da. Exact. Deci dacă nu ai și pasiune și nu iubești albina și nu simți stupul ăla când îl desfaci sau simți mirosul stupului. Mirosul propolisului. Și propolisul și asta nu poți să faci treabă. Trebuie cu pasiune. Nu știu dacă în alte domenii se poate face fără pasiune. Nu știu. Dacă ar fi să depășim puțin granițele județului și să discutăm despre piața aceasta a mierii, România exportă foarte multe cantități de miere. Am văzut statistici în care se spune că stăm bine din acest punct de vedere și nu înțeleg de ce. În loc să o consumăm, avem un... Cât este consumul pe cap de locuitor în România? Probabil că între 5 și 700 de grame. 5 și 700 de grame. Și cam pe ce loc ne situăm? Undeva pe la coadă. Undeva pe la coadă. La lucrurile... Da, nu mai multe. Nu, suntem acum să ne consolăm un pic. Nu, nu e singurul domeniu în care suntem pe la asta coadă. Asta vreau să spun. Nu sunt, la lucrurile bune, noi de obicei suntem la coadă. La coadă. Exact. La alea rele suntem mai în față. Din păcate, România produce miere foarte bună, de foarte bună calitate. Majoritatea pleacă spre Germania, care este, ca și la cafea, cel mai mare importator, cel mai mare exportator de miere, unde este analizată și reexportată la un preț mai aproape de valoare reală. Iar în România vine miere de Asia sau chiar de China, să China. Zicem. Acum, deci, China. China și aici avem chinezării, ca să zicem așa? Da, și aici de avem sigur. Chinezării. Vine miere de China la niște prețuri extraordinare. Nu pot decât... Imbatabile. Nu-mi rămâne să cred decât că această mare țară asiatică este extraordinară în absolut toate domeniile. Pentru că dacă un kilogram de miere acum pe piață este 20-25 de lei... Minim. Da, pleacă de la 20-25, cam la 25 de lei, deci undeva la 4 euro, cât înseamnă. Să vezi în supermarket un kilogram de miere cu 9,99 lei, e adevărat, la ofertă. 2 euro, aproximativ 2 euro. Aproape 2 euro. Care include și TVA-ul de 9%. Și... Include TVA, include ambalaj, include taxe de raft, adausul comercial al retailerului. Și spui problema, ce e în borcanul ăla? Oare? Care se poate costa probabil 1 euro kilogramul, cu toate taxele să ajungă la, sau mai sub un euro kilogramul. Sub un euro, mai puțin de un euro. Sub un euro kilogramul. Dar am avut ocazia să întreb pe cineva de unde cumpărați miere, am făcut un sondaj de opinie, am avut o temă pe asta și mi-a spus din supermarket, de la marca AX, de ce? Pentru că este cel mai bun raport calitate-preț. Deci la prețul de 9,99 lei este cea mai bună calitate a respectivului produs, care este etichetat ca miere. Dacă ar fi să dăm niște sfaturi acum telespectatorilor, ce le-ați spune? Ce fel de miere să consume? Cam câtă miere să consume? Când să o consume? Dimineața? Seara? În ce combinație? Și așa mai departe. Cea mai sigură miere este mierea de la apicultor, din curtea apicultorului. De la cel mai sigur apicultor.
care nici, nu, cum îl putem identifica pe acesta? Nu știu, doar dacă îl cunoaștem, nu? Așa cum a zis dumneavoastră mai devreme, cu frunzele acelea de ceapă, dacă faci, ai pe cineva în familie care este apicultor, atunci sigur e un produs natural sau necontrafăcut. De obicei, toate măgările care le facem le plătim undeva direct sau indirect. Așa că, dacă aveți un cunoscut cu frică de Dumnezeu, cred că e cea mai bună măsură. Bun, dar n-ați răspuns la întrebare. Răspundem. Mai puneți o dată, colegii mei. Vin de la piață, de la apicultorul care își promovează produsele. Ok, am identificat, să spunem că am luat o miere sigură, dar când și în ce combinație o consumăm? Noi ca apicultori nu putem spune decât rețeta noastră. Noi mâncăm miere dimineața, la prânz și seara. Dimineața la micul dejun și la lapte, la prânz desert, seara pentru un somn mai bun. Cât consumăm, vă spun și cât. La mine în casă se consumă 3 persoane un kilogram de miere pe săptămână. Probabil la că... noi în casă, la 5 persoane, 2-3 kilograme, poate chiar mai mult. Pe săptămână? Probabil că dacă și noi am fi inclus în acel eșantion de consum pe cap de locuitor, ar trece de un kilogram. Cu siguranță. Pentru că tot am vorbit foarte mult de cifre aici, kilograme. Suntem la emisiune economică. Suntem la emisiune economică, exact. Vom vedea și rubrica Cifra Săptămânii. Am revenit la emisiune, am văzut și cifra săptămânii, dincolo de cifrele pe care ne-ați spus despre consumul de miere de la dumneavoastră din familie, dar și cât consumă un român în medie pe an, 500-700 de grame, ceea ce ne situează și din acest punct de vedere în coada clasamentului Uniunii Europene. Mai avem puține minute, vreo 10 la număr din această emisiune și aș vrea să încercăm să tragem niște concluzii ca... Eu totuși îmi place să spun că la săptămâna de business ați venit și să prezentați aceste beneficii ale consumului de miere, dar și să ne spuneți dacă este totuși o afacere, pentru că eu sunt convins că cei care ne privesc, poate unii dintre ei au dubii, au auzit de fonduri europene, dacă să se lanseze sau nu într-o astfel de afacere. Dumneavoastră acum, ca să nu aveți concurență, poate i-ați spune apucați-vă de altceva, dar poate și aduceți în asociație noi membri. Ar trebui să spunem foarte clar așa. Dacă doriți să faceți, să aveți o ocupație plăcută, dacă doriți să trăiți din apicultură, se poate. Dacă vreți să faceți o afacere, ocupați-vă de altceva. Am spus bine, am formulat bine. Eu zic că... Pentru că este o profesie extraordinară, foarte frumoasă, cu beneficii de sănătate, cu beneficii și financiare, dar nu e o afacere. Pentru mine nu e o afacere. Poate pentru Ana o să fie o afacere. Sunt probleme așa insurmontabile din punct de vedere... Sunt probleme ca în orice sector, iar dacă acum 25 de ani, când am început eu apicultura, lucrurile privite din perspectiva anului 2016 erau miere pe pâine cu unt, adică aveam producții de 70 de kilograme pe familia de albine, în ultimii 5-6 ani lucrurile nu mai merg deloc așa de bine. Producție scad constant, sunt pericole, sunt probleme, sunt depopulări, sunt mortalități și Ana... E implicat în sector, poate să spun. Le-am pățit, le-am întâmpinat. Una din cele, cea mai mare problemă sunt neonicotinoidele. Ce sunt acestea? O substanță cu care este... O clasă de substanță. Cu care sunt tratate culturile pentru a le face bine lor într-o anumită sămânța. Parte. Sămânța plantelor este protejată prin... tratare cu respectivele chimicale, care sunt o clasă nouă de pesticide, sunt apărute de 5 ani, de 7 ani. Și care ne fac un rău major. De ce creează aceste probleme? În ce constă răul acesta major? Albina pleacă către floare și nu se mai întoarce. De ce? Suferă așa o amnezie? Sau care este explicația?
Da, cam așa. Ar trebui să spunem că ele sunt prezentate ca multe altele, ca niște substanțe sigure, pentru că nu sunt toxice decât teoretic până la 4 frunze, până planta ajunge la înălțimea de 4 frunze, după care pe măsură ce planta crește, ele se diluează până ajung la diluții care nu mai sunt periculoase, teoretic. Dar practic sunt foarte periculoase. Poate fi o legătură între ceea ce ați spus aici și boala uitării la om? Dacă albinele, raportând așa la durata de viață albinelor, care în sezon de 30 de zile și iarna 3-4 luni, albinele consumând nectarul acestor plante și nectar diluție foarte mică de substanță, nu-și mai găsesc stupul sau ajung la stup și nu găsesc, am văzut un film, am avut la Câmpina un invitat din Ungaria la un simpozion și ne-a prezentat niște filme impresionante, nu găsesc urdinișul stupului, deci vin pe stup. Sunt derutate. Da, și nu mai găsesc, își pierd simțul de orientare, se distrug sinapsele. Și albina nu mai știe să-și găsească stupul, se suprapopulează, anumiți stup sunt suprapopulați, alții sunt depopulați. Practic se depopulează și ne întrebăm dacă... Aceste substanțe chiar ne fac rău. Aceste substanțe chiar ne fac rău. Chiar așa, în nectar ele sunt foarte diluate, dar noi nu consumăm nectar într-o mică parte, iarăși mă întorc la acel 500 de grame de nectar pe lună, însă consumăm ulei din planta respectivă, consumăm porumb care e tratat cu neonicotineide, consumăm soia și așa mai departe. Și atunci întrebarea e firească, dacă această explozie a Alzheimerului și toate bolile astea moderne nu aduc suspect de mult cu dezorientarea albinelor și cauzele nu ar fi chiar aceleași. E o întrebare, nu pot să lansez decât o întrebare. Dar nu avem cum să ne ferim. Pentru că trebuie să mâncăm, totuși era agricultura este chimizată. Să sperăm că odată cu terminarea, epuizarea stocurilor de neonicotinoide, care sunt interzise în lumea bună de 3 ani, de 5 ani, și în România, probabil peste 2 ani o să reușim să scăpăm de ele. Noi așteptăm cu foarte mult nerăbdare acest moment. Am făcut proteste, an de an am protestat la Ministerul Agriculturii, dar în raportul cu agricultura mare, cu producția agricolă mare, noi suntem nesemnificativi. Sunteți prea mici, nu? Am vrea să spuneți. Suntem prea mici, dar ar fi bine să vedem toate efectele perverse ale substanțelor. Pentru că ne place să credem că unii suntem de o parte, alții suntem de altă parte. Noi, apicultorii, încasăm pentru cultura mare, dar plătim în mod indirect toată societatea cu cancere, cu Alzheimer, cu aceste boli ale pruncilor de ultim moment, cu toate nenorocirile. Iar aici sunt incluși, toți suntem incluși și pot să spun că îmi pare bine și cei care le administrează cu dărnicie. Deci nu face nimeni. Nimeni nu-i deoparte. Să zicem, noi o trăvim, dar suferiți voi apicultorii, noi agricultorii suntem deoparte. Nu, și ei mănâncă același ulei, și ei mănâncă același porumb. Suntem în aceeași oală. Am văzut, apropo de lucrul acesta, multe terapii dintre astea naturiste bazate foarte mult pe miere, pe derivatele din miere. Câtă legendă și cât adevăr este în ele? Da, sunt adevărate. Sunt adevărate. Produsele fiind naturale, dacă... Și propolisul și polenul sunt produse valabile. Propolisul, cel mai puternic antiinflamator, antiinfecțios, este un antibiotic natural. Cel mai puternic antibiotic. Natural. Și cum ar trebui consumat de către un om normal, un om sănătos? Să vă spunem iarăși rețeta noastră? Da, spuneți rețeta dumneavoastră. Dimineață, prânz și seară. Bun, ok, asta am înțeles. Dar cum ar trebui să o consume cineva care nu are acasă borcanele de miere pe raft, pe serii și categorii? Poate să-și aleagă astăzi iau de salcâm, mâine de tei, poi mâine de rapiță? Combinație cu mierea, cu ceaiul direct, dacă se poate, cu polenul. Propolisul, tinctura de propolis este foarte bună pentru că e o rășină și e solubilă în alcool și sub formă de tinctură este un antibiotic de excepție. Întărește sistemul imunitar la copilul meu până la 3 ani.
răcea frecvent și tot dădeam antibiotic și antibiotic, până când și soția mea s-a convins că propolisul e un antibiotic natural. Un antibiotic natural și efectele au fost constante, pentru că de când am început să-l pun pe tinctură de propolis, sistemul imunitar s-a consolidat foarte, foarte clar. Iar acum nu ne lipsește tinctura din casă, este medicamentul casei, folosește la orice și copilul meu își mestecă mierea cu tinctură și la răceală ia miere cu tinctură, unge gâtul și își vede de treabă înainte. Mai avem un singur minut și aș vrea să vă întreb cum vedeți viitorul acestei, haideți să zicem, industrii, ca să nu mai spunem business, că iar vă supărați. Nu m-am supărat. Nu v-am supărat. Nu m-am supărat. Cum este viitorul? Sună bine? Vorba unei reclame? Sau nu? Viitorul avem aici, sunt tinerii care vin în sector. Trebuie să sune bine. Sperăm să sune bine. Dacă are încredere? Dacă gândim negativ, nu ajungem nicăieri. Trebuie să gândim pozitiv, să creștem de la an la an. Și să fiți harnici, nu? Ca albinele, cum se spune. Nu poți să faci apicultură dacă nu înveți de la albine. Nu poți să faci apicultură trântorind așa. Trebuie să ajungi să trăiești și să simți în ritmul albinei. Să-i simți creșterile și descreșterile, să o ajuți atunci când are nevoie și te ajută și ea. Nu rămâne niciodată datoare, albine. Îi dai, îți dă. Îți dă înzecit. Dar ca să poți să reușești în apicultură, trebuie să cum să zic, să comunici cu albina, să o simți. Să o simți și după ea. Și atunci nu te mai înțeapă așa de mult. Mai înțeapă, da. Parcă e mai cu milă către noi sau înțepăturile... Nu mai sunt atât de dureroase. Nu mai sunt atât de dureroase. Să nu te mai mușcă. Dacă e să revenim la ceea ce discutam în prima parte a emisiunii. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această seară. Să produceți miere cât mai multă pentru a mai... Să recoltăm dacă producem noi miere. Nu să producem noi. Nu să produceți dumneavoastră, să produceți prin intermediul stupilor pe care îi aveți în custodie, ca să spunem așa, în administrare. Da, să dea Dumnezeu un an apicol bun tuturor și un an agricol bun, pentru că țara asta totuși, ați văzut, un an agricol bun, să simtem PIB așa, saltă PIB-ul. Exact. IT-ul și agricultura, de fapt, sunt pariuri de viitor ale României, așa cum spuneau mai mari din autoritățile noastre. Încă o dată mulțumiri pentru prezența în această seară la emisiune. Să aveți realizări cât mai multe în ceea și ce și un an apicol bun, să dorim tuturor. Așa, să dorim apicultorilor. Un an apicol bun, miere multă și preț mare la vânzare, la ce nouă să zicem. Și cât mai mulți clienți la târgurile pe care le organizați. Haideți să îi lăsăm pe telespectatori să vadă și declarația săptămânii și îi așteptăm și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Săptămâna de Business. Până atunci, să aveți parte numai de realizări.